Suntem într-un nou an bisericesc, am intrat în frumusețea lunii septembrie, plină de sfinți mari, plină de sfinți minunați. Începe cu praznicul împărătesc al nașterii Maicii Domnului, iar pericopa evanghelică de astăzi este tocmai de comuniunea și legătura omului cu Dumnezeu. Tânărul din Evanghelia de astăzi, deștept, fin, pregătit, am putea spune la nivelul culturii de astăzi, bine școlit, pentru că era un dregător bogat. Deci, dacă oamenii erau bogați, înseamnă că aveau acces la învățătură. Intră într-o încurcătură greu de elucidat. De ce? Pentru că judecățile lui Dumnezeu nu sunt ale oamenilor și judecățile oamenilor nu sunt ca judecățile lui Dumnezeu. Se vede pus în fața celui mai greu răspuns, care trebuie să-l dea, exact cum și noi adeseori ne vedem puși în fața unui răspuns greu de dat. La noi ar fi întrebarea cea mai grea, ce faci cu viața ta? Asta e întrebarea Mântuitorului de astăzi. Pentru că El vine la Mântuitorul Iisus Hristos și îi cere la modul general, debordând o cultură teologică a vremii foarte bună, ce să fac să moștenesc viața de veci? În primul rând, ce înseamnă viața de veci? În toate popoarele lumii vom găsi cultul morților. Nu mai vorbim de cultul haldeic, nu mai vorbim de cultul egiptean, care este unul din cele mai dezvoltate culturi a morții. Cei care ați fost vreodată în Valea Mormintelor sau Valea Regilor, ați văzut cam ce morminte și ce opere de artă pictate pentru un singur trup, zeci de metri de frescă, spui că e Voronețul sau Sucevița, daruri, aur, adică omul să aibă pe lumea cealaltă ceea ce are nevoie. Dar pentru că erau păgâni și nu înțelegeau cultura, o tâlcuiau după felul lor. Mântuitorul specifică, întâi în una din Evanghelie, astăzi spune tânărului, vinde toate și urmează mie, iar în altă Evanghelie spune așa, faceți-vă bogăție în cer, unde nu fură tâlharul, mole rugina și nu strică timpul, vremea, nu alterează sau nu deteriorează lucrul. Sau în altă expresie a Mântuitorului, faceți-vă comori neperitoare, adică ceva ce rămâne veșnic. Și dumneavoastră cum ați putea face comori neperitoare? Să spunem la modestia salariului de astăzi, la modestia pensiei de astăzi, la modestia încercărilor de astăzi, când banul e puțin, foarte simplu. Dacă am dat un castron de ciorbă caldă cuiva și l-am mâncat, mi-am făcut o comoară neperitoare. Nu e ca și cum l-am aruncat, e scris în cer. Dacă am dat o pâine proaspătă, e înscrisă în cer. Dacă am dat o haină unui sărac, e înscrisă în cer. Dacă am dat un leu la un amărât, e înscrisă în cer. Dacă am dat un sandwich, și e înscrisă în cer. Deci asta înseamnă comoara neperitoare. Ceva ce trece prin pecetea lui Dumnezeu. Ați văzut, noi avem trei feluri de pâine. Pâine ce iei din magazin și o tai la anafără și prescura care are pe ea în semnul peceții dumnezești, care devine sfântă pâiniță sau prescură, care se dă pentru liturghie, din care preotul scoate Sfântul Agneț. E aceeași compoziție chimică, e aceeași făină, același cuptor, numai că mâna celui ce o prepară este de altă factură. Nu poate oricine să dăruiască bisericii o prescură, ci femeia curată, femeia gospodină, femeia fecioară, femeia văduvă, care nu are trupul murdar. Aceasta o demonstrează și tânărul de astăzi, vrând să-și dăruiască sufletul pentru viața de veci, și cade aici, tocmai în capcana fineții teologice, că este întrebat de Mântuitorul. Știi poruncile? Și Iisus i-a răspuns, să nu ucizi,
să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să cinstești pe tată și pe mama ta, să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Ați fost atenți pe ce fel de porunci s-a pus accentul? Pe cele sufletești, adică cele de finețe, care țin de eu personală.